În cartea Apocalipsei, în capitolul 19, este scris că va veni o vreme și noi știm că tot ce e scris se va împlini, când se va spune în mod repetat, lăudat să fie Domnul. Acel cuvânt ar fi cunoscut, dar nu prea des folosit în vremea noastră, aleluia, asta înseamnă, lăudat să fie Domnul. Și se va spune, aleluia, Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Să fie binecuvântat Domnul care pregătește acele lucruri și să vă binecuvânteze Domnul pe toți să vă pregătiți pentru acele lucruri. Să fiți și voi binecuvântați, să fiți prezenți acolo. Astăzi vă bucurați, dar acolo o să vă bucurați mai tare și o să ne bucurăm cu toții. Doamne, ajută-ne! Amin! Până atunci însă suntem pe pământ și trebuie să știm, să învățăm dacă nu știm și dacă știm să trăim, cum să ne comportăm. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, de unde s-a citit astăzi, scrie, bărbaților, purtați-vă și vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii. Asta vreau să vă vorbesc astăzi. Cum să dea bărbații cinste femeilor și cum să dea femeile cinste bărbaților. Amintindu-vă mai întâi că noi când apărăm în lume ca și copii, prima poruncă cu care ne întâlnim are de-a face cu cinstea. Să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. Trag nădejde că i-aș cinstit. M-am uitat așa la ei, la părinți și par împliniți față de voi. Și asta se va răsfrânge în viață, în bine. Dragi copii care sunteți pe aici până veți pricepe voi taina asta, să practicați cinstea și să o practicăm toți care încă mai avem părinți. Să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. Și să mă asculte și tații să nu fie bucuroși să fie cinstiți numai ei, să cinstească și pe mama sa. Și să nu fie bucuroasă vreo femeie căci o cinstesc copiii, dar îl disprețuiesc pe tată său. Lăsați-i să împlinească porunca întreagă. Să cinstească și pe tata și pe mama. Și dacă nu mai este vreunul în viață, scrie despre unii regi al lui Israel că le-au dat cinste la moarte și trebuie dat cinste și după moarte, că sfinții sunt la Dumnezeu. Apoi, vă spun tot potrivit Scripturilor și vă citesc din aceeași epistolă 1 Petru, capitolul 2, versetul 17, cinstiți pe toți oamenii. Scrie aici să cinstim stăpânirile, să cinstim pe împărat. Știți că uneori nu-și cinstiți conducătorii unei națiuni, că le băgăm noi de vină, după ce tot noi am ales, sau alții mulți. Sau cel puțin Dumnezeu a îngăduit să fie acolo într-o stăpânire. Dacă ne naștem cu porunca cinstirii, dacă trebuie cinstiți toți, apoi ființa care e de drag nu trebuie să fie în capul listei atunci când ești căsătorit. Să cinstești soția, să cinstești soțul și vă mă amintesc tot așa ca să nu cumva să scapă vreunul să-și amintească repede ce scrie în Psalmul 15, că el cinstește numai pe unii care se tem de Domnul. Păi aia cinstim într-un mod aparte. Dar scrie în Proverbe că cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat. Cel puțin orice ființă poartă chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit ca să trăiască și din partea noastră să nu se aleagă nimeni cu o cară. Amin? Bun, dar acum vorbim despre cinstea în familie. Am citit deja aici. Bărbații să dea cinste femeii ca unui vas mai slab. Stimați bărbați, ar putea să constatați cândva o slăbiciune a unei femei, ceva de ordin feminin.
legat de puterea fizică, de anumite stări emoționale, sentimentale, și să vi se pară că e slabă, e firavă, că se teme, că știu eu ce alte stări are. Păi tocmai de aceea apare recomandarea apostolului să-i dai cinste. Că scrie apostolul Pavel, vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 12, cu referire la propriul trup. 1 Corinteni 11, citim de la versetul 23, și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capă mai multă frumusețe. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Deci și în lipsa cinstii tot trebuie să o dai. Și dacă vei spune, dar soția mea nu-i vrednică de cinste, și ce, tu n-ai o haină să o acoperi? Să faci cinste unde nu-i cinste? Că la tine știi să faci, nu? Dacă ai o cicatrice așa pe mână sau știu eu ce pată, o să porți o cămașă cu mânică lungă, nu? Și ți-ai rezolvat să nu se vadă chestiunea aceea, nu? Sau știu, o soră are ceva varice foarte accentuată pe picioare, o să poarte o fustă lungă așa și o să-i dăm cinste și pentru asta. Că cine vrea să dea cinste, poate să dea cinste și unui vas mai slab. Și dacă va îmbătrâni și mai puțin frumoasă, ei, cu asta nu recomand să puneți farbă, că vorba poetului, însă orice câtă farbă pui pe trupul ruginit, n-ai să poți ascunde totul să arăți întinerit. Dar tu poți să-ți iei o pereche de ochelari și tu să-i dai cinste. Că de fapt în dragoste, atunci când se apreciază unul pe altul, celorlalți se pare că cei în cauză port ochelari. Și așa văd ei. Așa să și vadă. Doamne, ajută ca să se dea cinstea cuvenită și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știți, dacă vorbim despre bărbați, să vă dau aici un exemplu. Știți ce bărbat a dat un ospăț în cinstea femeii lui? Primul ospăț îl dai astăzi în cinstea lui Dana. Scrie despre Ahasverus că a dat un ospăț în cinstea Ester. Cu asta nu vreau să vă scap la fel și fel de zile onomastice. Alea sunt făcute așa, că așa se face. Ca să dai cinste, să faci ceva cu surpriză, că nu se așteaptă. Să-i dai în cinstea ei, nu în cinstea tradiției. Lasă tradiția. Dacă trimiți la cineva felicitări numai la sfârșit de an, când trimit toți, poate doar așa un copy-paste, nu? Cine știe dacă tu ai compus, dacă într-adevăr inima ta ți-a dictat asta? Așadar, dați cinste femeii. Citat Apostolul Pavel, Apostolul Petru. Trecem și în partea cealaltă. Oare scrie și la femei să dea cinste la bărbați? Hai să ne uităm ce spune Cartea Sfântă în privința aceasta. În Estera, în capitolul 1, este scris că împăratul Ahasverus a băut și nu știu dacă era beat, unii îl fac beat, eu las numai cum scrie, versul 10, vesel de vin. Și a cerut să vină împărăteasa. Știți că în vremea aceea, și acum există în unele culturi, bărbații au ospăți într-o altă sală, unde nu sunt femeile, iar ele au masa lor separată. Și după ce împăratul, vă amintesc contextul, le-a arătat tuturor domnitorilor din provincii și de la centru strălucirea lui, se pare că, ținând cont de istorie, a fost ceva legat de un război cu grecii, și a vrut să-și motiveze supușii, apoi a dat un ospăț tuturor din capitală și a lăsat să intre prin grădinile împărătești, să bea cu pahare cum n-au băut, să stea întinși pe paturi cum n-au stat. A fost ceva cu totul deosebit. Și a vrut așa și el să pună cireașa pe tort, cum se spune,
și să aducă pe regină. În vremea aceea, femeile față de bărbați purtau un văl pe față, reginele cu atât mai mult, și a vrut să dea vălul la o parte și să o vadă toți cât era de frumoasă. Dar se pare că, asta înțelegem din cultura aceea, pentru ea asta ar fi fost o lipsă de demnitate să se preteze ea la a se arăta la oamenii care sunt acolo. Numai că a fost deranjat foarte mult regele de asta și scrie aici, pentru că ea n-a vrut să vină, împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. S-a făcut imediat consiliul de coroană sau ce-o fi fost acolo, consilierii lui, și am citit într-un documentar, a fost o presupunere că Memucan ăsta care a luat cuvântul, poate că avea și el o supărare cu doamna lui. Și a zis așa: împăratul a poruncit și Vastinus a dus și din ziua aceasta creiesele Persiei și Medii, că poate pe el durea de el, nu? Care vor afla de fapt împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului și de aici va veni mult dispreț. Să-și bată joc nevasta de mine, să mă disprețuiască. Și dorea să fie prețuit. Și în cazul dumneavoastră, uneori, cinstea care o dați soților este ca să ascultați atunci când vă spun ceva. Hai, dragă, până aici, uite, să te prezint la cineva, ceva ușor. Și în loc să îi dai cinste, că s-a angajat să facă ceva, spui, dă-mi pace că acum am de lucru. Dispreț ăsta, nu-i cinste, este opusul. Și scrie mai departe că s-a dat o hotărâre, versetul 20, porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, o vestim și noi în toată adunarea, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților de la mare până la mic. Ați auzit? Poate credeți că arăba bărbatul meu cel mai mic. Păi dă-i și lui cinste, că așa a fost poruncă. De la mare, începând cu regele, până la mic, fiecare să fie cinstit acasă. Îmi amintesc că eram la o ședință de consiliu profesoral, aveam lângă mine doi profesori, soț și soție, și cel ce fusese numit proaspăt director, fusese coleg, era din aceeași catedră de la matematică, profesorul care stătea lângă mine. Și ăsta au comentat ceva, își permiteau, erau de ani de zile colegi. Și soția de lângă el zice, băi, vorbește cu respect, taci. E director, nu-i doar colegul tău. Nu auzi? Și el i-a spus o vorbă care mie mi-a rămas în minte. O să-ți destul tac acasă, aici lasă-mă să vorbesc. Cinstea nu-i numai o chestiune de public. Acolo când nu vă aud nici copii, te-ți asigurați că toți dorm sau că nu-s prin preajmă. Nu-i spune, nu ești de treabă. Dacă mai zici și de nimic, ai bai mare. Nu te pricepi. Nu știi nici să te îmbraci, nu stau hainele pe tine. Sper să nu vă dau idei proaste. Să gândiți atât de nepriceput. Hai să vă dau un citat din Scriptură, să vedeți. Femeia care l-a disprețuit, ar fi fost bine să se plece ea și să-l scoată pe el în cinste. A vrut să rămână ea în cinste și să cadă el. Asta a fost chestiunea aici. Vă dau un citat din Vechiul Testament, scrie în 1 Cronici, la capitolul 15. Versetul 29. Pe când intra în cetatea lui David, chibotul legământului domnului Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și când l-a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei. Că acolo se produce mai întâi disprețul. Și apoi pe când a venit la casă s-a răbdat să nu-i spună vreo vorbă,
Nu s-a răbdat, și-a zis, ce te-ai înjosit așa, ai sărit. Păi, ridica și el mâinile pe sus, nu știu, atunci mai aveau și alte manifestări mai carismatice, am spune. De asta ar putea să aibă soțul un gest, și femeile sunt mai fine și bărbații uneori nu sunt atât de manierați. Nu-l înjosi. Cinstește. V-am spus de altfel că cinstea trebuie dată de jur împrejur. A născut Agar și a văzut-o pe Sara că n-are copil și s-a crezut stăpână. Și scrie în Genesa 16 că a disprețuit-o. Și și-a primit plătuța. Mical și-a plătit-o, și-a primit-o și ea. N-am avut copii. Da? E poruncă să cinstești. E un sfat înțelept. Dă cinste soțului tău, soției tale. Și Dumnezeu să vă ajute așa să faceți. Amin? Tot în privința asta, că altceva nu vă spun. Scrie la Romani, capitolul 1, că unii își necinstesc singur trupurile. Atenție, vorbim de viața de familie. Și mi-este dat și asta să spun. Versetul 24, Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile a lor și, în cazul familiei, a soțului sau a soției. Și scrie la Evrei 13:4, asta pentru că pe aici, pe acolo, sau uneori tot este, dar nu iese la iveală nici la mărturisiri, zice aici, căsătoria să fie ținută cu toată cinstea. Nu pretinde soției tale sau soțului tău lucruri imorale când e legat de viața intimă. Nu-i pretinde să-și necinstească trupul prin a se schimonosi, prin a se chipurile înfrumuseța. Nu-ți bate joc de trupul celuilalt, că e templul Duhului Sfânt și nici de-a tău, nu-l înjosi, cinstește-l. Viața de familie în toate dimensiunile este de cinste, dacă o păstrăm în naturalețea care Dumnezeu a lăsat-o. Dacă îi ceri celuilalt lucruri vinovate, îl necinstești. Se va simți murdar, vinovat. Și Dumnezeu ne-a creat după chipul Său. Dumnezeu să ne dea pricepere să ne purtăm în felul acesta. Doamne, ajută! Amin? Vă citesc apoi un alt aspect din Proverbe 31, pentru că multă cinste ține de limbaj. Și în felul acesta și copiii vor fi determinați să cinstească, să vorbească frumos, cu respect. Trăim într-o vreme în care se vorbește ușuratic. Ba mai mult, comunicarea e multiplicată prin mijloacele de comunicare moderne sau postmoderne. Proverbe 31 scrie aici, de la versetul 23, bărbatul ei este bine văzut la porți. Dar cum? Doar din felul în care e îmbrăcat? Vorbele se duc. 21, o fie se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude. Da? Cât te costă să lauzi pe cineva? Să-l apreciezi? Și să nu spuneți că nu aveți motive, aveți. N-ai vrea să-ți cinstești soția pentru felul în care face mâncare? Dacă nu pentru altceva, numai de câte ori ți-o da să mănânci. Nu? Pentru felul în care calcă hainele. Dar asta nu înseamnă că nu te-ar putea aprecia și ea pe tine dacă o să-ți cauți tu cămașa. Faceți probă. Pentru toate aspectele vieții, viața este în puterea limbii. Și cum îmi spunea un frate că a visat cu soția lui plecată la Domnul și Iisus, fii atent, cu nu în arai să-ți iese cu limba. Și acasă, cam totul, coșulețul familiei se țese cu limba. Apreciindu-l pe celălalt, am ajuns la convingerea, la concluzia asta, cum să zic mai corect, decât să-i faci la cineva o critică
spunând că nu este, ia-ți îndrăzneala și laudă-l pe nedrept încă că este și o să-i fie sfială și o să ajungă acolo. Cineva tot lăuda pe altcineva și spunea, ești atât de... Și celălalt zice, iar mi-ai pus scări. Ce las cam să mă sui acolo? Deci el a recunoscut că nu e acolo. Deci e bărbat ordonat, am... Și el imediat spune, băi, stai că nu mi-am pus bine păpuci. Dar e bun. Decât să-i spui, iar nu știi să-ți pui păpuci, ți-și arunc. Și o să audă copii. Și tata, mama, își bate joc de tata. În societate, în felul în care vorbești. Și, cum vă spuneam, și cu asta închei, încep cu nevasta, încep cu bărbatul, apoi continui cu părinții, le mulțumești, băi, ați născut, ați crescut o fată, băi, nici nu vă imaginați. Pe voi n-ați putut proba în noua calitate ce este, ce poate face. Și o să fii și tu de cinste. Da, dar o critici pe ea, tu crezi că o să fii de cinste? Critică-ți nevastă, apoi cine astea aude, spus, vai de el, o lua ce se cuvine. Da, dacă trebuie cinstiți părinții, recapitulez, toți oamenii, cei din familie cu atât mai mult, bărbaților, dați cinste femeii și în aspectele care vi se par mai slăbuțe, puneți voi o haină frumoasă. Dați cinste bărbaților, ascultându-i, respectându-i, de la mic la mare, cinstiți-le trupul, cinstiți-le identitatea, cinstiți-i prin cuvintele voastre și fie ca într-o zi să ne cinstească Dumnezeu primindu-ne în împărăția Lui. Să fim de cinste la nunta aceea minunată în cer.